Se spune că decembrie este luna cadourilor și dacă este luna cadourilor, să știți că astăzi învățăm și cum să le împachetăm, pentru că nu e suficient doar să le cumpărăm din magazin, să le punem într-o punguță și gata, am terminat treaba. Nu merge chiar așa. Și vă spun din experiență, pentru că deja din vreo 40 de cadouri pe care le-am luat anul acesta, am împachetat vreo 20. A fost super! A fost super greu și de aceea, pentru că eu m-am uitat pe tutoriale, a trebuit să stau să mă uit, să dau pauză, să fac și a fost complicat, așa încât astăzi de dimineață învățăm față în față cum să împachetăm cadouri, așa că urmăriți-ne pe mine și pe Andra Dan, care este blogger și care ne vine în ajutor în această dimineață. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Abia aștept să împachetăm și uite, vreau să-ți arăt și eu metoda mea de împachetat la un moment dat. Ok. Dar înainte vreau să te întreb cum ai început să împachetezi cadouri. A fost o nevoie dinăuntrul tău sau... Sincer, eu am început toată povestea asta cu blogul dinăuntrul meu, exact cum spui tu, pentru că exact așa îmi căutam pasiunea, îmi căutam acel lucru care mă face să lucrez cu plăcere. Și odată cu venirea primei mele fetițe pe lume, am creat acest blog, Creatissimo se numește, și în ideea să postez pe blog ce activități fac cu ea și ulterior și cu sora ei, că între timp a mai venit și a doua fetiță. Iar legat de împachetat, într-adevăr, am observat că un cadou împachetat frumos are o valoare cu mult mai mare decât unul, nu știu, pus într-o punguță de cadouri, pur și simplu. Se vede acel efect și acea personalitate. Eu am văzut imagini foarte frumoase cu ideile tale de a împacheta cadouri și, sinceră să fiu, în afară de a împacheta într-o folie, deci nu mai știu, e blanc. Nu știu cum să le înfrumusețez, așa că o să te rog pe tine să ne arăți în dimineața asta. Ce ai face tu dacă ai fi în locul nostru? Sigur, sigur. Eu am observat că în momentul în care te găsești în fața unei hârtii de împachetat cu cutia de cadouri în mână, nu prea știi de unde să o apuci. Și am constatat, după cercetări, bineînțeles, că sunt niște secrete, niște trucuri pe care dacă le aplici, totul decurge foarte simplu. Și o să vă arăt astăzi exact procedura, cea mai simplă, aș zice eu, cum se împachetează o cutie de cadou. Și apoi am pregătit aici câteva cadouri, cutii preambalate, pe care să le înfrumusețăm așa cum spui tu. Deja îmi place foarte mult ce fel de hârtie ai ales pentru a împacheta cadourile. Și sunt curioasă să văd dacă până acum la cele 20 de cadouri m-am scăpit în timp sau dacă eu chiar am înțeles cum să împachetez. Păi haide să vedem, da? Hai să începem. Trecem la treabă. Așadar, după cum observi, am ales o hârtie mai puțin încărcată, da, mai simpluță, tocmai în ideea să pot să o încarc ulterior cu ce-mi place mie. Așadar, secretul numărul 1 și cel mai important, aș zice eu, este să ai hârtia de dimensiunea potrivită pentru cutia pe care o împachetezi. Atunci nu te mai încurci, nu te mai pierzi în surplus de material. E, și ca să faci asta, desfaci hârtia, pui cutia în colț, într-unul din colțuri, nu contează, și o rulezi astfel încât să fie acoperite toate cele patru laturi ale cutiei. Și vă arăt. Deci asta este latura numărul 1, da? Urmează 2, rulăm, 3, rulăm, 4. Deci aici am făcut corect și eu. Yay! Perfect! Te-ai descurcat foarte bine. Ei, și acum o să marcăm, nu știu cât se vede, în orice caz... Se vede destul de ok. O să pun eu două degețele. Așa. Și la distanță de cutie, două degețele, de ale mele mai mici, sau un deget mai mare. Dăm un semn. Și dăm un semn, exact. Super! Ei, apoi mai punem o dată cutia în colț. Și o rulăm pe lateral, cum ar veni, ca să vedem lățimea hârtiei. Aha. Adică așa. Ok. Și practic nou... aici ai nevoie de două jumătăți. Jumătate exact. Sus, jumătate jos. De aia doar ai de două ori. Aici mișa mie. Da, acum pentru că rămâne prea multă, da, în părți, prea multă hârtie. Așa, și dăm din nou două degețele și semn aici. Cam așa. Ah, super, acum am înțeles, gata. Da. Și de aici este foarte simplu. Deci asta a fost partea cea mai dificilă.
Bineînțeles, în afară de decupat. Da, și... Dar cu o foarfecă ascuțită, merge foarte simplu, o să vedeți. Deci se duce așa singură mâna. Aha. Dacă este foarfeca foarte ascuțită. Foarfeca și... mea nu era foarte ascuțită, noroc că n-am avut o criză de OCD, pentru că dacă aveam, luam o riglă și un creion și desenam fiecare margine. Exact, se poate și așa, cu rigla și creionul. Acum aici unde am făcut semnul, ce sunet frumos. Am înțeles că sunt oameni cărora nu le place sunetul acesta de hârtie tăiată, dar mi-e place foarte mult. E sunetul Crăciunului. Exact. Și cred că l-ai auzit foarte des împachetând 20 de cadouri. Da. Deci mai am încă 20, deci e foarte bine că am venit la jumătatea drumului să învăț de la tine. Deja o să fie mult mai ușor. Așa, foarte bine. Ei, acum luăm hârtiuța. Punem cutia pe mijloc și ne ajutăm de un scotch așa cu... Are aici un dispozitiv care te ajută să tai mai bine scociul, să-l rupi. Așa. Deci, prima oară fixăm la mijloc. Uh-huh. Puteți să puneți și aici scociul în primă fază sau puneți direct la final. Ce frumos arată deja. Da, mulțumesc. Așa. O bucățică mică de scotch, discretă. Și acum lateralele. Așa, la laterale pliem așa, întâi. Deci încep de sus. Încep de sus, uh-huh. Da. Aici a fost o dilemă și pentru mine, dar mi-am clarificat. Așa, îndoim marginile ca să fie gata îndoite. Și apoi continuăm cu lateralele, da? Da, de aici trebuie să mai exersez și eu. Așa, uite. Asta este. Deci, practic, pliem până la final, până jos de tot. Uh-huh. Are tendința să se dea puțin înapoi, dar o ținem bine cu mâna. Așa. Și ultima mișcare este să ridicăm partea de jos. Și, bineînțeles, să punem scociul. Există și varianta de bandă dublu-adezivă. Aceea va fi invizibilă dacă o punem, o putem aplica aici pe interior. Dacă ne dorim chiar perfecțiunea, exact. Și dacă avem o criză de OCD și nu dorim, exact. Să nu se vadă absolut nimic. Cam așa, da. Bun, continuăm și cu partea cealaltă, în mod similar. Deci întâi partea superioară, uh-huh. Apoi lateralele. Pliem bine, deci pliem perfect orizontal și apoi îndoim marginea. Da. Așa. Și ridicăm. Și vedeți, este exact câtă hârtie ne trebuie. Nici mai mult, nici mai puțin. E perfect și nu are sens să-ți mai arăt eu absolut nimic, pentru că deja am identificat unde greșeam. A, bun. Asta este perfect. E foarte important, cred, să încep să măsori corect și să nu... Da, 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 să încep să nu fâșerești pasul ăsta. E foarte important să nu rămâi cu exces de hârtie, pentru că după aceea va trebui să-l tăiați sau să-l ascundeți. Eu așa am făcut și n-a fost prea ok. Exact, da, da, da. Asta, aici e secretul succesului. Dar aici cred că sunt extrem de personale cadourile și prietenii mei mă vor înțelege. Nu-i problemă. De acum, următoarele 20... vor fi ambalate perfect. Dați seama cât mi-a luat dacă aici s-a împachetat un singur cadou până acum, cu tot cu explicații, dar totuși 20 de cadouri. Mm. Bun. Și acum îndreptăm puțin marginile și aceasta este cutiuța noastră minunată. Bun. Și mă întrebai ce faci după. După, da. Aici după. E foarte important, pentru că de aici eu m-am pierdut. Sunt mai multe stiluri de împachetat. În funcție și de destinatarul cadoului, bineînțeles. Și eu am pregătit aici trei variante. Și o să încep cu această cutiuță împachetată într-o hârtie de culoarea cartonului, uh-huh. Cu niște crenguțe de brad. Bineînțeles, există și simplu cu culoarea aceasta. Și de ce am ales-o? Pentru că cu această hârtie pot ilustra stilul scandinav de împachetat. Care stil scandinav? Este foarte simplu, așa, minimalist, dar totodată foarte de efect. Și pentru acest stil se pot folosi elemente naturale.
Eu am ales, de exemplu, o crânguță de braț din curte, împreună cu o feliuță de portocală și un bețișor de scorțișoară. Foarte drăguț. Pe care le-am atașat cu sfoară de cânepă. Feliuța de portocală tot eu am făcut-o la cuptor, se face foarte simplu. Așa, și în afară de crenguță de brad, se poate folosi orice fel de plântuță din asta de sezon. Chiar și măceșe, merișoare, idei sunt o mie. Și o așez pur și simplu și am aici o sforicică colorată în culorile Crăciunului. Bine, mulți ar fi zis că da, este similară cu cea de mărțișor, dar să vedeți ce efect dă. Bine, scandinavii nu știu de mărțișorul nostru. Exact. Că... dar tot roșu cu alb, na, e și moșul îmbrăcat. Așa e, da. Tocmai l-am văzut astăzi de dimineață, era cu foarte mult roșu și cu barbalbă. Exact. Deci ce vrem mai mult. Și aici, pur și simplu, nu ne complicăm foarte tare. Trecem această sfoară de mai multe ori, de-a lungul cutiei, pe o singură latură, pentru că, de așa sunt scandinavii, nu le place să se complice. La final tăiem și facem și o fundiță. Foarte simplu și foarte de efect. Foarte simplu, da. Dar zi-mi sincer, nu te doare sufletul în momentul în care dăruiești un cadou atât de frumos împachetat și vezi cum oamenii încep să-l ciopărțească? Să zicem că astea sunt făcute mai mult pentru pus sub brad. Ca să dea aspectul acela frumos, feric, înainte de Crăciun. Andra, știu că tu te-ai pregătit cu foarte multe idei în această dimineață. Știu că le ai pe blog și... Mai sunt, da, multe. Vrem să le urmărim și pe celelalte. Din păcate, noi am cam ajuns așa la final de timp. La noi trece timpul foarte repede și noi n-avem ceasul lui Moș Crăciun, astfel încât să putem să oprim timpul. Dar până anul viitor facem rost de ele. Îl rugăm să ne ajute și pe noi. Bine. Cu această ostensilă. Poate mai vină, da, exact. Cu drag. La anul. La anul, pentru că avem și mărți Short și 8 martie, Valentine's Day. Da, o păstrez. Da, da, perfect. Mulțumim tare mult că ai venit în această dimineață. Eu chiar am învățat lucruri interesante și acum știu exact ce am de făcut. Minunat. Sărbători fericite vă doresc. Mulțumim tuturor. Și ție la fel. Mulțumesc. Și că tot a adus aminte de sărbători, să nu uităm ce zi importantă este astăzi, este ajunul Crăciunului și poate că e bine să trecem puțin în revistă tradițiile specifice acestei zile, acestei perioade, alături de etnologul Ciprian Voicilă, care îi spun bună dimineața. Bună dimineața! Mă bucur tare mult să ne auzim în această dimineață. Și în primul și în primul rând, pentru că, iată, Andra ne-a arătat cum să împachetăm un cadou în stil scandinav. Avem tradiții comune și cu alte popoare sau suntem cu adevărat unici și speciali? Păi depinde la ce obicei ne raportăm. Bradul de Crăciun este un obicei moștenit din statele europene, din țările europene pe la sfârșitul secolului XIX. La noi, la poporul român, mă rog, țăranii nu obișnuiau să împodobească brad în ajunul Crăciunului și să, mă rog, strângă sub el cadouri. Ei ardeau un buștean și îl vegheau de noaptea până dimineața. Pe de altă parte, desigur, și colindele sunt un element comun cu alte țări, dar avem și obiceiuri specifice. Noi avem și câteva imagini din Arhiva Muzeului Național al Țăranului Român. Și pe această cale ținem să vă mulțumim pentru implicare. Am înțeles că există mai multe tipuri de colinde. Iată, acum vedem copiii venind cu sorcova. Asta e un obicei care va avea loc puțin mai târziu, mai spre început de an nou. Da, dar da, acum, în ajunul Crăciunului, cred că toată lumea ascultă colinde. De câte tipuri sunt acestea? Am înțeles că sunt de 3 tipuri, am înțeles eu bine?
Da, ați înțeles foarte bine. Păi să o luăm puțin așa cu începutul. Sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare a familiei, dar și a comunității lărgite, a satului, pentru că, propriu-zis, în cele trei zile ale Crăciunului este angrenată întreaga comunitate. Dacă ne referim, deci, la Crăciun, trebuie să punctăm niște lucruri. Este o sărbătoare a familiei, spuneam. De ce? Păi însăși de la imaginea, de la arhetipul cultural al nașterii, al întrupării Mântuitorului în ieslea săraca Betleemului, vechea de dreptul Iosif, de mama sa, de animalele care îl încălzeau cu suflarea lor, asta este o scenă, o scenă de familie, familia sacră. Apoi, gândul ne poartă la sosirea magilor de la răsărit, călăuziți de stea. Magii i-au adus Mântuitorului, pruncului divin, niște daruri. Daruri care sunt interesante din punct de vedere simbolic. E vorba de aur, de smirnă și de tămâie. De ce aur? Pentru că îl recunoșteau pe Iisus Hristos ca împărat al lumii. De ce smirnă? Pentru că recunosc în el pe Fiul lui Dumnezeu. Și de ce tămâie? Pentru că tămâia anunța, într-un anumit sens, moartea și învierea sa. Deci, pornind de la acest arhetip cultural, spuneam, putem vedea cum s-a oglindit el în tradiția poporului român. Și trebuie să vorbim înainte de toate de colinde. Colindele, spre deosebire de cântecele lumești profane, nu sunt niște cântece de veselie. Ele nu sunt spuse și performate cu gândul de doar de a îi înveseli pe oameni. Nu. Colindul presupune puterea cuvântului de a modifica în bine, deci de a da un sens benefic noului an care stă să se ivească, să se nască. Aici întâlnim o idee precreștină foarte interesantă, pentru că tradiția asta face, condensează și sedimentează credințe vechi cu credințe noi, credințe precreștine cu fondul spiritualității creștine. Deci spuneam că este o idee foarte interesantă. Cum am putea o descrie? Omul arhaic, țăranul român în speță, credea că anul, exact ca o ființă umană, se naște, crește, cunoaște apogeul, apoi începe să decadă și să moară, să îmbătrânească și să moară. Așa se face că în calendarul popular, primul sfânt din el, Sfântul Vasile, era imaginat de țăranul român ca un tânăr, bonom, vesel, în timp ce pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului, avem de a face cu diversi moși. De-aia vorbim despre Moș Ajun și de aceea vorbim despre Moș Crăciun. Prin urmare, în mentalitatea arhaică, anul vechi moare, îmbătrânește și moare și tot angrenajul ăsta, tot sistemul ăsta de colinde, de credințe, de obiceiuri, avea un sens. Avea un sens magic, religios, metafizic, dacă vreți. Care era el? Să ajute să se nască noul an. Nu cumva timpul să încremenească.
Asta pe de o parte. Pe de altă parte, sunt aceste 12 zile de la Crăciun, cam până la Bobotează, care sunt cu totul și cu totul speciale. Cerurile se deschid, animalele încep să vorbească. Ce rol au colindele, revenind la colinde? Colindele, cum spuneam, nu sunt cântece obișnuite. Colindătorii, pe lângă faptul că erau priviți ca trimiși, ca vestitori ai nașterii Mântuitorului, li se și spune în anumite texte sluguțele Domnului, prin primirea lor în casă, în ogradă, gospodarul de rând își asigura prosperitate, sănătate în noul an. Domnule Ciprian, să știți că și noi în acest moment am avut parte de colinde deosebite pe care le-am ascultat în timpul în care dumneavoastră povesteați și s-au asortat foarte bine cu povestea. Îmi dau seama că ar fi trebuit să facem o emisiune dedicată acestor tradiții, pentru că iată cât de multe sunt și cât de multe informații se ascund în spatele acestor tradiții. Aș vrea să vă mulțumesc că ați intrat în legătură directă cu noi în această dimineață și să vă urez de pe acum un Crăciun fericit. Și eu vă mulțumesc. Pentru că am vorbit până acum despre colinde, vorbim și despre colinde moderne, fiindcă avem o invitată foarte frumoasă cu care ne-am întâlnit încă de la începutul acestui matinal. Este vorba despre Francisca și să știți că și ea abia așteaptă să vină Moș Crăciun. Bună dimineața, Sisca! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Doamne, doamne, ce nu-mi place că nu mi se văd blugii mei frumoși. Da, eu mă ridic, mă ridic. Ai, gata, s-a văzut, așa. S-a văzut. Gata, sunt fericită, acum gata. Putem povesti despre ce vrei tu. Păi uite, tu cum aștepți, cum îl aștepți pe Moș Crăciun? Am auzit că primește fursecuri, lăptic, tu i-ai gătit ceva. De la mine... De la mine nimic? Dacă ar fi după zi, mine... Ia zi, nu ți-ai dorit până deci... acum, te-ai supărat pe el. Nu, mi-a adus mereu ce mi-am dorit, dar nu pot să spun că am ajuns să-mi doresc ceva anume. Dacă ar fi după capul meu, Moșul ar fi un schilod. Pentru că un slăbănoc, pentru că eu nu prea să fac fursecuri sau mai știu eu ce specialități. Mă bag în bucătărie, îmi place foarte mult să gătesc. Nu aș putea să spun că nu mă pricep. Adică cine a mâncat din mâna mea ar fi cărcotaș, cred, să spună că chiar sunt un dezastru. Dar știi cum e? Nimeni nu gătește mai bine decât mama. Așa. Și cum noi sărbătorile le facem acasă, la Botoșani, pentru că acolo sunt cele mai frumoase tradiții mereu și... Am auzit că în zona respectivă încă se păstrează toate tradițiile și chiar vin copiii cu colindul. Știi dacă așa chiar toate? Se păstrează tradițiile. Faptul că poate nu mai este lumea la fel de prinsă în acele tradiții. Poate că asta este problema noastră. Nu neapărat că nu se păstrează, dar copiii vin cu colindul, se vine cu ursul, cu capra, cu călușarii, în ajun de anul nou, se păstrează. Și la voi sunt călușari? Da. Ce tare, credeam că doar în zona Olteniei. Noi îi spunem căiuți. Căiuții, au venit căiuții, da. Se fac capra, ursul... Sunt obiceiuri tare frumoase la noi și la noi e acasă cel puțin și sunt convinsă că nu doar la noi, în foarte multe familii, e emoția aceea a Crăciunului, chiar dacă suntem oameni în toată firea și e un cadou, nu te bucuri de cadou respectiv, că dacă mă întreb ce am primit anii trecuți, îți dau cuvântul meu de onoare că nu mai știu, adică nu-i ca și cum, adică trebuie să mă gândesc să-mi amintesc ce am primit anii trecuți de Crăciun. Eu știu ce am primit, pijamale. În fiecare an moșul mi-a adus pijamale, crede că nu și, e fric noaptea. Și mie mi-a adus pe lângă pijamale, că am primit mai multe cadouri și de la soț și de la ai mei și am și dat. Eu și... zic de moșul mi-a adus pijamale. Da, și eu, să știi că eu sunt fiartă pe pijamale, oricâte pijamale aș avea. Nu, oricâte perechi de pijamale aș avea, nu e niciodată suficient, fiartă sunt, deci... Mai ales acum că nu mai stăm în haine de casă, stăm doar în pijamale. Pijamale de casă și pijamale de somn. Nu. Eu stau. Uite, tu cu ce te îmbraci mâine? Acum să zicem că e ajunul, că suntem mai comozi, dar mâine masa de Crăciun. Mă trezesc, mă aranjez, mă... Să știi că eu am foarte multe momente și nu vreau să sune aiurea, dar eu am foarte multe momente când stau
mult mai aranjată în casă decât ies pe stradă. Îți dau cuvântul meu de onoare, că eu și pe perioada pandemiei eu am stat foarte aranjat în casă. Eu mă machiam zilnic, mă îmbrăcam, exersam mersul pe tocuri așa frumos, măcar să aud cum sună tocul ăla pe parchet. Pe serios vorbesc, că dacă nu, eu mă deprim, eu nu pot să stau așa ciufulită și în pijamale toată ziua. Este adevărat că am unele zile, dar nu în ziua de Crăciun. Mă aranjez cât de cât, eu mă machiez de obicei singurică. Dacă nu poate make-up artistul meu să mă facă, mă machiez singurică, discret, așa, frumos, țac, pac, cum am făcut azi dimineață, și trag ceva pe mine. Bine, nu ți imagina că îmi pun o rochie de seară, că îmi pun îmbrăca la Oscar, dar îmi pun ceva drăguț, uite așa, mai cozy, un tricou, o pereche de blugi mai cu paiete, mai cu strălucitor, mai un plovăraș ceva mai cu clopoței. Îmi pun și eu ceva în temă să fiu și sunt și foarte friguroasă. De fel. Și cât stau acasă, de obicei îmi iau, mai ales când în nord, să știi că e un pic mai frig decât aici. Și așa încerc să mă adaptez, dar nu fac eforturi exagerate, dar nici nu sunt neglijentă ca femeie. Ce gătește mama ta de Crăciun? Adică mâine cu ce te așteaptă acasă? Uai, dacă ai ști toate nenorocirile pământului. Hai, între zic, ghilimele. Uite, am ieșit din post aproape, mai avem puțin, puțin și nu cred că mai salivează oamenii, că oricum toată lumea s-a apucat de gătit. Deci sunt cu oameni dragi. Ele pe masă acum. Oameni dragi și buni. Eu nu știu dacă ați mâncat vreodată. Degeaba vă spun orice. Depinde de fiecare cum preferă sarmalele. În Moldova se spune calde. Că femeia e atât de gospodină, pe cât de micuțe și finuțe și perfecte sunt sarmalele. La noi e ușor să faci o sarmă cât pumnul. Da, e foarte ușor, ai modelezi. Ia fătut un oală așa, un cazan de la așa, cu sarmăluțele așa. Și egale să fie toate. E o performanță care mie mi iese, dar durează mult, pentru că la mine e migăloasă, sunt destul de migăloasă la chestia asta și îmi pierd răbdarea, adică necesită foarte multă migală, să zic așa, și îmi pierd foarte rapid răbdarea. Da, mama, mătușile mele, nu știu cum le fac, așa că degetul toate ies și egale. Cozonac, torturi, prăjituri, salate de inși de mii de feluri, deci nu mai amintesc sosuri, salate, dar niște salate de alea preparate în casă cu... Îmi plouă în gură deja. Zic tu cum o să te abții acum de sărbători, de toate. Că tu ai trăit foarte sănătos anul acesta, așa? Da, sănătos, sunt gătite. Asta în sensul că mama are un fix, mereu. Ea se simte, are chestia asta și când mă vizitează la București și mă cumpăr eu, mă duc la cofetărie, mai un unchi, mai o mătușă îmi vizită pe la noi și mă duc la cofetărie și cumpăr un ecler, un prăjituric, o chestie. Măi, și n-am avut eu timp să fac nicio prăjitură de casă. Măi, mama, dar asta e tot prăjitură. Da, dar nu e de casă, ea nu se simte, nu știu, nu se simte ea împlinită. Dacă, i-am spus, până la urma urmei, de ce nu te duci tu la un salon? Să-ți faci tu părul, să-ți faci tu unghiile, până ajung de Crăciun, că lumea... Cine? Da. N-ai cu cine? Exact. Crapă lumea de treabă și eu să mă prind prin saloane, măi, mamă, măi. E adevărat că, nu știu, dar, nu, dar pe de-o parte, dacă n-ar face așa, parcă n-ar mai fi mamă, înțelegi? Adică ar fi o problemă. Deși m-aș bucura să... Ce, e foarte simplu. Acum putem să dăm comenzi, pentru că vă spun sincer, este mult mai important timpul petrecut alături de cei dragi. Să fii calm, să fii ok, să... Mai bine dai un ban în plus dacă ai posibilitatea asta, sau mai bine comanzi ceva dacă n-ai timp. Dar nu, mama așa se simte ea fericită și împlinită să facă totul de casă. Și face niște specialități, niște salate cu niște rulade, tot ea le face. Nu pot să ți le explică, sunt așa niște combinații de... inclusiv pateul la noi se face de casă, adică... Icre, pateu, absolut orice de casă, tochitură, v-am spus, sarmalele sunt top number one la noi în familie, cine a mâncat sarmale, ciorba, eu nu mănânc ciorbă de fel, dar dacă face mama ciorbă de burtă, atunci e singura situație în care mănânc, rest nu mănânc nicăieri sub nicio formă, nici cum, piftie nu mănânc, mie nu prea-mi plac specialitățile românești, îți spun cu mâna pe inimă, dar... De Crăciun și de Paști n-ar avea farmec să mâncăm fructe de mare, adică... Eu știu că astăzi tu ai venit să ne și colinzi și că ai o piesă de Crăciun. Da, am un colind foarte drăguț.
compus de către domnul Lucian Blaga. E o confuzie de nume, dar într-adevăr este un artist și este foarte talentat pe muzică și pe scris, împreună cu soția lui, Monica Topurceanu, ceea ce e și mai mare coincidență. Dar e foarte drăguț, e foarte sensibil. Pe mine mă emoționează perioada asta teribil și când văd că ninge frumos afară și că merg în mașină și dau șocolind la maxim, sunt în vibe-ul ăsta al Crăciunului, îmi place foarte mult. E cea mai frumoasă perioadă din an. Păi uite, îți propun să vină Moș Crăciun acum repede, repede și după aceea să revenim să discutăm împreună ce mai avem de discutat. Hai să vină Moș Crăciun. Sisca, așa ți-e spui acum, da? Da, Sisca, oamenii mă știu și de Francisca și de Sisca. Sisca este proiectul meu pentru piața internațională. Dar acum pe Colinda ai fost Francisca, da? Da, pe Colinda sunt Francisca, pentru toată lumea sunt Francisca și voi fi Francisca în continuare. Sisca este doar un proiect muzical separat. Este posibil să mai lansez sub numele de Francisca, în condițiile în care voi lansa ceva pentru România și voi cânta în română, da, clar. Pe Colind sunt a voastră Francisca. Cum ai filmat acest clip? Pentru că am văzut niște cadre superbe, chiar m-a dus așa în spiritul de sărbătoare. Noi încă n-am împodobit bradul, deci m-am inspirat puțin de la tine. Am filmat la prietenii noștri dragi, la fundul Moldovei. La modul că am primit Colindul ca pe o provocare, așa, pe ultima 100 de metri, în sensul că îți place Colindul ăsta? Hai! Hai să-l facem, la modul că m-am implicat și eu, că sunt și eu pe partea de compoziție. Puțin am fost în studio, am înregistrat, am masterizat-o frumos. Gata, e gata Colindul, hai să filmăm undeva. Unde? Hai în Moldova. Și cred că am filmat-o anul trecut undeva înainte de Sfântul Andrei. Nu, chiar de Sfântul Andrei, că era și, eu sunt și Andreea. Și am fost la prietenii noștri, la fundul Moldovei. Deci este un paradis, oameni buni. Cine ajunge acolo o să-mi dea dreptate. Exact la o pensiune celebră în zonă am fost. Și ne-a dat toată recuzita, foarte drăguți oamenii, ne-au pus la masă. Ce drăguț. Și vreau să zic că în câteva ore am tras câteva cadre, a fost totul bine, apoi
Hai să luăm și cu Bradu. Oamenii era încă noiembrie atunci. Hai acasă la Botoșani. De acolo, la fundul Moldovei, oricum, era în plan cumva să stau și acasă. Hai acasă la Botoșani, am făcut și Bradu, a filmat și Bradu, toate bune, toată lumea fericită. Pe 6 decembrie dimineață eram în panică, mamă, o fi gata filmarea, o fi gata montajul până diseară, că diseară aveam premiera la Radio România. Și până la urmă totul a fost gata, a fost foarte bine primit, așa s-a filmat. Și anul trecut și mă uitam așa la mine, cât de diferit arătam, cât de aceeași eu, dar nu știu, parcă eram altcineva, așa mai plinuță, mai rătunjoară la față, jur că mă uit câteodată la poze și nu pot să cred că de mare a fost schimbarea acolo. Noi ne bucurăm că ne-ai povestit despre această schimbare la prima noastră întâlnire și sperăm să ne revedem și la anul. Sună ciudat, da, să ne vedem la anul. Siguranță ne revedem și v-am povestit și eu și doamna Carmen pentru că a fost aici în platou și o să vă povestim în continuare ori de câte ori veți avea curiozități despre asta și nu doar despre. Și le doresc oamenilor din tot sufletul meu sărbători liniștite. Îmi doresc ca în noul an să li se îndeplinească așa ce este bine pentru ei. Să ne rugăm să ni se dea de la Dumnezeu pentru binele nostru divin. Așa este cerul. Pentru că nu de fiecare dată când ne dorim ceva, este și bine să ni se întâmple acel ceva. Câteodată poate nu realizăm, dar eu consider că ce al nostru este pus deoparte și Doamne are grijă ca fiecare să fie împăcat așa cum trebuie. Înainte de a ne lua la revedere pe anul acesta și de a ne ura toate cele una celeilalte, da, ai vrea să ne și colinzi? Vă mai te rog! Vă mai cânt, ce să vă cânt? Vă cânt ceva din zona mea, pentru că am dat cu deschide ușa creștine de am albit pe toată lumea, am albit și cu domn să înălțăm, nu pentru că închid oamenii televizoarele, pentru că deja... Hai! Păi uite, îți propun așa, noi ne luăm acum la revedere, da. Anunțăm că o să o luăm publicitate și tu ne cânti și rămân oamenii cu această imagine și această voce superbă, da? Sigur, am luat microfonul de cântat. Dragilor, Crăciun fericit și un an nou plin de împliniri și de fericire! Bună vremi, bună seara, gazdă bună, gazdă mare, am venit cu voie bună, după datina străbună, prin nămețușer cu papujișer, cu tocoțălit am venit, să fac și murare pentru fiecare viață peste an, la mulți ani, să vă și casa plină de belșug și de lumină, pâinea să fie cât roata și-n casă mai mare gloata. Prin amețășer cu păpujișer cu tocoțălit am venit să fac și murare pentru fiecare viață peste ani la mulți ani.